Superliga vă este prezentată de Superbet. La puține faze de poartă, un singur șut pe spațiul porții, de altfel cel expediat de Mitriță, execuție de altfel ușoară pentru Rusu. Poate asta e mai grea, dar este peste poartă. Lovitura de cap a lui Colici. Dintr-o centrare de altfel de calitate a lui Nicușor Bancu. Pentru Oshima, din nou Ivan, centrarea pentru Bayram, gol! Universitatea Craiova deschide scorul prin Bayram. Defensiva oaspeților clachează. Și vom urmări și noi, dar și banca tehnică a Sloboziei, reluările la acest gol. Foarte bine, iată, l-a trimis la semințe, cum spunem noi, pe Medina Mitriță, apoi s-a complicat puțin, minge totuși scoasă de Colici. Vine până la urmă centrarea lui Ivan și Bayram ia fața lui Șerbănică și deschide scorul într-o partidă care de altfel ar fi putut deveni complicată dacă nu venea acest gol. Bayram înscrie al doilea său gol din acest sezon, a mai marcat în victoria craiovenilor din iulie. Urmează apoi sprintul lui Ivan. Ivan pentru Bancu. Urmează centrarea, Bayram, gol! Dublă a lui Bayram la o fază similară cu cea de mai devreme. Două goluri marcate în doar 2 minute și jumătate de același jucător, Bayram. Mai întâi din centrarea lui Ivan, apoi din centrarea lui Bancu. Să vedem dacă nu cumva a fost offside, deși nu cred. Ia să vedem, iată o fază plecată tot de la el. Diagonală foarte bună până la Andrei Ivan. Bancu susține bine atacul, nici vorbă de offside. Stă foarte rău acolo în primul rând Dinu, care îl ține în joc pe Bayram. Apariție din nou de lângă Șerbănică, după ce s-a comportat exemplar apărarea Sloboziei. Iată, cedează la două faze simple, două centrări venite din flancul stâng. Și Craiova ajunge la 18 goluri marcate. Șerbănică. Camara, urmează șutul deviat și intervenția lui Popescu. Șansă mare pentru Slobozia, iată, după o primă repriză destul de anostă. În doar ultimele 4 minute am avut două goluri ale Craiovei și ocazie foarte importantă a Sloboziei. Devierea i-a creat ceva probleme lui Popescu. Bayram pentru Lukic. Vine bine în centru Mitriță, dar nu l-a văzut acolo Lukic. În schimb, o pasă bună pentru Ivan. Ivan, șutul deviat. Mingea cade pe poartă. Lovitură de la colț așadar pentru craioveni, prima acestei reprize secunde. Vine centrarea lui Vlășceanu. Șerbănică pentru același Vlășceanu, centrare la care iese Popescu, nu reușește să rețină Aganović și de jos cumva Popescu respinge.
Ce șansă pentru Aganovic de a-și readuce echipa în meci. Și este pentru prima dată în această partidă când vedem totuși câteva probleme și în defensiva Craiovei. Dublă schimbare la Slobozia, care, iată, epuizează în acest moment toate schimbările. Ce bine în terenul repriză, când echipa sa deja conduce cu 2-0. Și iată, acum are un atac foarte bun. Ce pas al lui Mitriță Lukić! Scoate rusul! Cât pe ce să fie gol la debut pentru Jovo Lukić. Pasă superbă, e a doua pasă fenomenală a lui Mitriță pentru Lukić. Minge scoasă pentru Jele, vine centrarea, bună preluarea, dar Popescu scoate din nou, încă o centrare în fața porții, Jele înscrie! Minutul 76, Slobozia revine în joc și vom avea cu siguranță un final dramatic. Iată, al șaptelea meci la rând în care Craiova primește gol. Jele, care vine cu această centrare pentru Iusov, intervenția lui Popescu, Bancu apoi foarte lejer, foarte simplu trece acolo Afalna, care centrează Jele cu poarta goală în față. Este offside. Este offside și probabil vom vedea și noi distanța adevărat milimetrică. Nu e de condamnat, l-am văzut pe Alexandru Vodă, nu e deloc de condamnat un astfel de offside. Chiar n-ai cum să-l vezi, mai ales dacă pasa vine de la un jucător din planul apropiat. Limitele atunci când a venit vorba de atacuri. Cartonajul roșu este al doilea pentru Dinu. Asta e într-adevăr cartonaș galben aici, al doilea avertisment așadar al lui Dinu. Eliminat, scad considerabil șansele acum pentru Unirea Slobozia să mai scoată ceva din această confruntare evidentă în jocul oaspeților. Pasă pentru Mitriță, are o accelerație mult mai bună decât adversarul său. Mitriță se întoarce, Mitriță șutează, gol! Gol Mitriță, 3-0! Un scor, cel puțin din perspectiva gazdelor, mai aproape de realitate. Mitriță înscrie al șaptelea său gol din această stagiune. Revedem faza, e adevărat foarte rarefiată. Foarte rarefiată defensiva Sloboziei.